Potrivit codului electoral, Curtea Constituțională confirmă sau infirmă printr-un aviz legalitatea alegerilor în termen de 10 zile de la primirea actelor de la CEC, dar numai devreme de soluționarea definitivă de către instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislație. Anterior, Curtea Constituțională a reacționat pe marginea informațiilor apărute în spațiul public, menționând că toate contestațiile privind încălcările electorale urmează a fi soluționate exclusiv de către instanțele de judecată, acestea nefiind de competența Curții Constituționale. Șefa Serviciului de Presă a Comisiei Electorale Centrale, Rodica Sârbu, a menționat că din informațiile CEC nu există dosare pe rol. Avem informația că în instanțele de judecată nu mai sunt dosare în examinare. În legătură cu informația apărută în presă privind un dosar al diasporii, oficial CEC nu a fost citată în instanță, a spus Sârbu. În aceste condiții, potrivit Rodicăi Sârbu, la amiaza zilei, toate actele necesare au fost transmise în original Curții Constituționale, fapt pentru care a fost întocmit un act de predare-primire. Timp de o săptămână, moldovenii din diasporă, mobilizați pe aceleași rețele de socializare, au inițiat o campanie de colectare a semnăturilor pentru mandatarea avocaților care ar ataca statul în judecată pentru că nu a creat condiții în vederea asigurării dreptului constituțional la vot a tuturor cetățenilor aflați în străinătate. Astfel, toți cei care la 13 noiembrie au depus contestații la adresa CEC au fost îndemnați să semneze pentru angajarea unui avocat. Respectiv, în judecată va merge o echipă formată din 3 avocați care va activa în interes public, potrivit unuia dintre inițiatorii procesului de colectare a semnăturilor Dumitru Vicol, stabilit în Londra. La 21 noiembrie, în cel puțin 30 de orașe din întreagă lume, cetățenii moldoveni au organizat acțiuni de protest și flashmoburi prin care și-au exprimat dezacordul față de rezultatele alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie. Diaspora a cerut demisia conducerii Comisiei Electorale Centrale și a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. De asemenea, cetățenii au solicitat statului organizarea repetată a turului 2 de scrutin, deoarece mii de moldoveni aflați în străinătate nu și-au putut exercita dreptul la vot. Oamenii care i-am întâlnit la acest festival spun că vin aici pentru a afla obiceiurile culturii evreiești. În cadrul acestui festival, participanții au avut posibilitatea de a se înscrie la diverse activități. Главный посыл, который мы несем, что учиться никогда не поздно, и мы хотим показать людям, что возможность учиться есть всегда у всех, неважно сколько тебе лет, 15, 20 или 46. Вот. Учение это свет, и это возможность узнать что-то новое, постичь что-то новое. Мне бы хотелось, чтобы люди не забывали об этом и чтобы сегодня они ушли с какой-то частичкой чего-то нового для себя, возможно, какого-то вывода нового, возможно, какого-то взгляда на жизнь, либо чего-то еще. Фестивалу dedicat zilei internaționale a cunoștințelor evreiești la Chișinău se află la cea de-a 7-a ediție. La festival au participat peste 250 de persoane din Chișinău, Râmnița, Bălți și Tiraspol. Global Day это единственное мероприятие в году, когда собирается вся еврейская община и не только по всему миру. Опять же, 500 стран 40, вернее, 500 общин, 40 стран, огромное количество волонтеров. И самое приятное в этом во всем то, что волонтеры все это делают, естественно, на безвозмездной основе, по благотворительности. Вот, также и лекторы у нас выступают благотворительно, поэтому очень интересный день, когда каждый из участников этого дня, опять же повторюсь, могут научиться чему-то. Есть много лекций, много опций, поэтому... În spatele organizării acestui festival au stat zeci de tineri voluntari care au pus la punct fiecare detaliu minuțios, pentru că participanții să se simtă bine și să își dorească în viitor participarea la asemenea festivaluri. Процесс подготовки очень интересный. Мы готовимся за много до. То есть это мы сначала обдумываем программу в зависимости от тематики. Каждый год это разная тематика. Мы продумываем программу, продумываем, каких лекторов позвать, чтобы это подходило под концепцию, чтобы людям было это интересно. Конечно же, это логистика, это логистические процессы, также работа с волонтерами, чтобы координация была как можно более грамотной. Ziua internațională a cunoștințelor evreiești este sărbătorită anual la data de 20 noiembrie în circa 40 de țări ale lumii.
Potrivit Comisiei Electorale Centrale a Regiunii Transnistrene, săptămâna viitoare va fi stabilită ordinea în care vor apărea candidații în buletinele de vot și peste o săptămână va începe printarea acestora. Am discutat gradul de protecție a buletinelor de identitate, precum și măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a asigura votarea secretă. De asemenea, am luat o hotărâre privind cerințele față de ecosonul observatorilor în ziua alegerilor, a declarat așa zisă președinta Comisiei Electorale Centrale, Elena Gorodețcaia. La funcția de președinte al Regiunii Transnistrene candidează actualul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciu, președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, fostul ministru al afacerilor interne, Ghenadi Kuzmichev, liderul Partidului Comunist din Transnistria, Oleg Horjan, procurorul regiunii separatiste autoproclamate, Alexandr Deli, directorul filialei de la Tiraspol a Academiei Juridice din Odessa, Vladimir Grigoriev și Irina Vasilaki, care a fost înregistrată a șaptea în lista candidaților la funcția de președinte. Amintim că alegerile prezidențiale din regiunea moldovenească nistreană vor avea loc în data de 11 decembrie 2016. Liderul partidului nostru a alocat un ajutor financiar în valoare de peste 500.000 de lei pentru dezvoltarea infrastructurii în orașele Glodeni și Șoldenești, comuna Ocnița și satul Mihailovca din raionul Cimișlia. Certificatele cadou din partea fondului Renato Usatăi au fost înmânate de către membrii partidului nostru. Din partea lui Renato Usatăi, Fundația Renato Usatăi, din partea partidului nostru, pentru orașul Șoldănești, de hram, 150.000 de lei! Usatăi a explicat gestul său că e provocat de indiferența autorităților centrale la nevoile oamenilor. În special, problematic le este primarilor aleși din opoziție. Locuitorii orașului Glodeni au fost felicitați de fostul candidat la prezidențiale, Dumitru Ciubașenco. Noi vă felicităm din toată inima cu hramul orașului, cu sărbătoarea și vă dorim fericire, vă dorim prosperitate, vă dorim pace, vă dorim speranță. Reprezentanții partidului nostru au înmânat un certificat primăriei Glodeni la fel în valoare de 150.000 de lei. Primarii satelor beneficiare de bani au dat asigurări că vor folosi sursele în folosul locuitorilor. Monitorii au vizitat 204 localuri de alimentație publică din Chișinău și 31 din Bălți, în perioada de prânz și seara. În urma monitorizării au constatat că 96% din localuri au afișat în cel mai vizibil loc semnul de interzicere a fumatului, iar în 92% nu au fost identificați deloc fumători. Din localurile monitorizate nu se fuma în încăpere. Deci aceasta demonstrează iarăși că legea se respectă la un nivel foarte înalt în cafenele, baruri și restaurante. Deci în 8% din localuri au fost depistat că se fuma în încăperea localului. Totuși, în 18 localuri monitorizate din Chișinău și în 2 din Bălți s-a constatat fumatul. În aceste încăperi nu era afișat semnul de interzicere a fumatului. Totodată, într-un local din Chișinău și în unul din Bălți a fost întâlnită această practică nesănătoasă. Luați cazurile colegilor mei și am mers împreună cu medici inspectori de la Centrul de Sănătate Publică Chișinău încă o dată în acele localuri și, într-adevăr, am depistat fumatul împreună cu medici inspector. Respectiv, au fost întocmite procese verbale de contravenție și aceste localuri au primit acum amenzi începând cu 7.000 de lei în sus. În paralel cu observările asupra fumatului, monitorii raportului au depistat că în 55% dintre localurile de alimentație publică nu se eliberează bonul de casă. În 7 din localuri din Chișinău, bonul nu a fost eliberat nici după insistența clientului. În același timp, în 97% dintre localuri, suma achitată nu corespunde cu cea indicată pe bon. Ne mai vorbim de faptul că administratorii invoacă zeci de motive că nu pot elibera bonul de casă. În toate localurile de alimentație publică și dacă am face și pe țară 50% din toți agenții economici care au aparate de casă nu eliberează bonuri fiscale, vă imaginați că asta jumătate
din veniturile înregistrate oficial care vin în impozite, da, nu se acumulează la buget. Asta ar fi jumătate din cifra, va fi o sumă colosală. Monitorizarea localurilor s-a desfășurat în perioada 23 septembrie-6 noiembrie curent. Localurile vizitate au fost selectate aleatoriu. Premieră medicală în domeniul urologiei a fost efectuată de echipa de medici de la Spitalul Sfânta Treime. O nouă metodă de înlăturare a pietrelor renale de dimensiuni mari, inclusiv calculi caraliformi. Au fost efectuate 3 operații, toate 3 au fost efectuate cu succes. O operație a fost efectuată la unicorinit, acolo s-a înlăturat o parte din calcul și urmează următoarea ședință peste un timp oarecare și să fie înlăturate și calculi restante care au rămas. Medicii de la Sfânta Treime s-au pregătit pentru acest tip de intervenție mai bine de un an. Chiar dacă costurile acestei intervenții sunt cam mari, e o prioritate pentru pacienți că nu sunt nevoiți să plece peste hotare pentru rezolvarea acestei probleme. Comparativ cu operații deschise, riscurile sunt reduse, ia ca și tot, fiindcă asta operația asta ne permite să luăm pacienți mai complicați somatici, cu patologie cardiacă mai avansată, cu diabet zaharat, spunem așa, nu că necompensat, dar și pacienți vârstnici pot să fie supuși operației ăștia. Acesta este un bun început, iar în continuare se va lucra pentru îmbunătățirea permanentă a acestor servicii, a menționat Vladimir Caraion, șeful secției urologie. Numai anul trecut, noi am făcut operații deschise 36 la rinichi, în legătură cu calculi mai mari de 2 cm. Și în caz de complicații, dar complicațiile poate fi destul de severe, ajunge chiar la nefrectomie, la înlăturarea organului. Amintim că Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime a beneficiat de donațiile poporului japonez în cadrul proiectului Îmbunătățirea Serviciilor de Asistență Medicală, realizat în parteneriat cu Ministerul Sănătății și cu susținerea continuă a Direcției Sănătății a Consiliului Municipal Chișinău. Ne trezăm cu aceia în Parlament care ei nu cunosc, nu știu nimic, și pe ei e foarte ușor de manipulat. Și e complicat să lucrați, probabil. E foarte ușor de cumpărat, dar nu ordine de la apucă și se votează în Parlament. Dar ei nici nu citesc legile, dar nici nu înțeleg esența. Poți, într-adevăr, nu e obligatoriu să fii tot Parlamentul, 100% juriști, 100% economiști, 100% nu știu cine acolo. Dar să înțelegi viața, să ai experiență de viață, este obligatoriu. Și atunci tu, dacă ai această experiență, mai ales că nu toate normele din fiecare lege conțin noțiune juridică. Da, legea în genere poartă un caracter juridic, orice lege, e lege, la cuvânt însuși lege. Dar în ea esența este și socială, și politică, și economică, și de diferite dimensiuni. Dar mă rog, dacă așa componența Parlamentului, foaie verde. Cu asemenea inițiativă au venit anterior reprezentanții Partidului Democrat, însă aceasta a eșuat. Partidul Democrat, acum cum este el, nu numai că de la critică. Critică noi suntem foarte buni la gură moldoveni. Dar cum este el de facto așa de puternic, astăzi să-i spunem așa, în care considerez asta altă parte, nu mă refer la tema aceasta, dacă trebuie să vorbim despre aceasta. Dar totuși este așa de puternic, ar fi bine ca ei să fie inițiatorii acestei propuneri care eu o spun. Că mai departe noi să votăm pe liste și familia cu tare să fie pus ștampilă. Da, lista Partidului Comunist, da, dar ștampila s-o pui pe candidatura respectivă care omul îl selectează de sine stătător. Ar fi foarte interesant. Totodată, liderul comuniștilor din Moldova a declarat că partidul său continuă să nu recunoască eligibilitatea alegerilor prezidențiale ce s-au desfășurat recent. Dacă îți permite să încalci așa obraznic Constituția și nu răspunde nimeni, atunci de ce să nu încalci o lege ordinară, o lege organică? Atunci se instaurează haosul. Deși ești obligat, guvernul, ministru, toți naționalnici ăștia sunt obligați să execute legile, de ce ei, tălharii, mafioții, corupție, trebuie să nu fie tălhari, mafioți, corupți, dar trebuie să fie oameni cinstiți? Deci, noi atunci distrugem tot ierarhia aceasta. Știți cum au spus și oameni deștepți din vremurile antice? Пусть погибнет империя, но да здравствует закон.
Așa e logic și așa e normal dacă noi construim un stat de drept. Aduceți-vă aminte și cântau ei câți ani în urmă, vreo 15 ani în urmă. Stat de drept, stat de drept, dar ne dure urechile. Cum acum ne dor urechile și mințile auzând cuvântul ăsta reformă. Reformă și reformă și reformă. Ca au niște balalaișe de astea stricate. Vladimir Voronin nu consideră că au fost încălcate drepturile cetățenilor moldoveni din diasporă, întrucât aceștia singuri trebuiau să declare despre dorința de a se prezenta la votare. Absolut nu-i vină nici a CECL-ului, nici a Ministerului de Externe că cineva plecat nu știu când din Moldova, câți ani în urmă, și a vrut acum să voteze, sau a fost obligat să voteze, sau a fost cointeresat, nu știu, dați spunem că a vrut. A dorit să voteze. Și n-a putut vota. Asta nu e vina acestor două instituții. Asta e vina acelor cetățeni. Există regulament. El trebuie, cu o lună jumătate înainte, să contacteze ambasada sau consulatul, secția consulară a ambasadei, și spună, eu, cetățean ocutare, în ziua de alegeri, am dorință să votez. În prezent, fracțiunea comuniștilor este prezentată de 7 deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Cea care în fiecare zi intră la ora 15 în casele dumneavoastră cu cele mai noi știri este Marina Nani, domnișoara ce a debutat în calitate de prezentatoare la postul nostru. Cea mai tânără prezentatoare din echipa noastră a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării postului TVC 21. În 20 de ani de activitate, TVC 21 a reușit să-și păstreze imparțialitatea politică și obiectivitatea în evenimentele relatate. Postul nostru de televiziune va duce cele mai sincere mulțumiri pentru audiență. La mulți ani, TVC 21! Principalul buletin de știri al zilei îl prezintă în fiecare seară cunoscuta prezentatoare Natalia Catan, pe care am surprins-o cu câteva minute înainte de a intra în emisie directă. De 20 de ani, TVC 21 este alături de dumneavoastră. V-a adus atât bucurie cât și emoții. V-a informat ce a fost alături de dumneavoastră în momentele când ați cerut ajutorul. Echipa postului de televiziune vă mulțumește pentru fidelitate și vă spune că există datorită dumneavoastră. Buletinele informative sunt rodul muncii de echipă. Cei care se află în mezul evenimentelor sunt reporterii. Însoțiți de cameramani cu microfonul TVC 21 în mâini, reporterii aleargă de zor pentru a vă aduce cele mai actuale știri într-un timp cât mai scurt. Astăzi este o zi hotărătoare pentru țara noastră. Chișinăul marchează 580 de ani de la prima atestare documentară. Astăzi creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril. Cea care știe a descoase politicienii și arată o altă față a lor este moderatoarea emisiunii Important, Margareta Răducan. Margareta Răducan este una dintre puținii prezentatori care reușește să rămână la fel de naturală, firească și dezvoltă chiar și atunci când se conectează camerele în studio. Eu îmi doresc ca în continuare postul de televiziune TVC 21, așa cum a fost 20 de ani, să în continuare să aibă mulți telespectatori, să formeze opinii, să spună adevărul și să aibă mereu în preajma sa pe cei mai adevărați și devotați telespectatori. Îmi face o plăcere deosebită să fac parte din echipa TVC 21 acum. Sunt de puțin timp în această echipă și țin mult la tot ceea ce facem noi. Serghei Mișin este prezentatorul care, timp de o oră, în fiecare seară de joi, în emisiunea Glavnoie, oferă telespectatorilor ocazia de a descoperi lumea juridică explicată pe înțelesul tuturor. Chiar înainte de emisiunea sa, prezentatorul a transmis un mesaj de felicitare pentru TVC 21. Я хочу поздравить канал с этой замечательной датой 20-летия. По юридическим нормам это уже тот человек, который достиг полной права и дееспособности. То есть тот человек, который может выбирать себе профессию, может полноценно работать и жить. Канал за эти 20 лет доказал, что он имеет право на жизнь и что жизнь его протекает очень бурно, весело и интересно. Поздравляем с этой замечательной датой. Însă acestea nu sunt toate emisiunile difuzate la postul nostru de televiziune. Mai avem și un șir de programe difuzate săptămânal prin care încercăm să ne surprindem telespectatorii. Добрый вечер, дорогие друзья, телезрители. Программа «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником начинается. Мы тебя привели в одно местечко, где тебе все очень понравится. У нас передача не политическая, а мы изучаем духовный мир наших гостей. Когда я нахожусь в своем
поле пшеницы, я чувствую себя свободным и счастливым. Dar echipa TVC21 nu se limitează aici, este și mai mare. Ceea ce vedeți la ecrane este și munca altor persoane care au îndrăgit televiziunea și se simt aici ca acasă. Produsul video derulat în emisie îl puteți vedea doar după ce trece prin mâinile și ochii atenți ai băieților din camera de montaj, iar responsabilitatea regizorilor este ca fiecare produs video să iasă la timp în emisie. În culisele TVC21, de fapt, lucrează o echipă mult mai mare, deși sunt mai modești și nu i-ați văzut în acest video, munca lor este la fel de importantă, iar forța de motivație care ne mișcă sunteți dumneavoastră, telespectatorii noștri. Pentru că sunteți sursa noastră de inspirație și în această zi am dorit să fiți centru sărbătorii. De aceea am fost curioși să vă întrebăm dacă sunteți cu ochii pe noi și de ce preferați să priviți TVC21. Privesc. Ce nume priviți? Filme, программы политические, о том, дискурсы различные о политической обстановке в нашей стране, это интересно. Скрипник, да, по-моему. Он дает там, вызывает себе этих ребят, там, спрашивает о жизни, о вопросах, экономике государства. Да, я смотрю это. Привязка у него фильмы, фильмы, когда около сунт фильмы интересанти. Mai multe persoane întâlnite în stradă au recunoscut că nu privesc televizorul, ci dau prioritatea internetului, dar au unele preferințe în materie de televiziune, pentru că dorințele telespectatorilor contează cu adevărat pentru noi, vom ține cont de doleanțele dumneavoastră pentru a deveni mai buni și a vă satisface așteptările. Să fie știri echidistante, ca oamenii să fie informați corect, pentru că asta ne lipsește cel mai mult. Și desigur că cât mai mulți reporteri, jurnaliști buni, adevărați, care să-și facă meseria bine. Sveje novosti, более такие объективные, непредвзятые, да. Ну, фильмы, наверное, да, развлекательные у вас. Я не знаю, насколько помню, раньше были, в общем-то, фильмов много. Пожелание, чтобы у вас было больше клиентуры, то есть интересных собеседников. И нам, чтобы было интересно смотреть ваш канал. Vă mulțumim că ne sunteți alături. Doar împreună suntem mai puternici și vom mișca lucrurile din loc. Printre cei reținuți sunt funcționari din cadrul direcțiilor municipale de educație din toate sectoarele capitalei, dar și reprezentanți ai unor agenți economici. Până în prezent au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală, măsuri speciale de investigație, inclusiv au fost efectuate interceptări, s-a recurs la investigatori sub acoperire care au documentat toată epopeea respectivă. Vreau să menționez că în scurt timp, pentru a confirma cele ce declarăm în fața dumneavoastră, o să facem publice anumite interceptări, ca să înțelegeți în ce constă faptele infracționale propriu-zise. Anchetatorii au constatat nu doar trucarea procesului de achiziții publice, dar și livrarea de produse alterate în instituțiile de învățământ. În acest dosar figurează atât funcționari publici din capitală, cât și antreprenori. Astăzi au avut loc în total 46 de percheziții. În cadrul unei dintre aceste percheziții a avut loc un incident. O persoană la care s-a efectuat percheziția a încercat să distrugă anumite documente care trebuiau să fie ridicate în cadrul percheziției. Această tentativă a fost curmată, percheziția s-a finalizat până la urmă cu succes. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au publicat interceptările telefonice pe care le-au înregistrat în timp ce desfășurau ancheta. E problemă cu peștele. Și vă problemă cu peștele. Are paraziți. Peștele. Auzeți, dar nu putem înțelege să veniți să luați găini cel de mâine să ne aduceți altele. Asta nu pot face nică, doamna, nu știu, Valera. Este Valentina, nu pot face nică. Bănuiții acționau conform unei strategii bine puse la punct. Deci care era modalitatea de trucare a licitațiilor? Prin aranjarea condițiilor pentru un anumit agent economic, care livra produse alimentare, participarea unui agent, adică diferitor agenți economici, dar care de fapt erau gestionate de una și aceeași persoană fizică, și se mai aranjau licitațiile prin oferirea informațiilor, ceea ce este interzis de lege, oferirea informațiilor, evident, contraplată, despre celelalte oferte prezentate de alți agenți economici participanți la licitație. Persoanele au fost reținute pentru 72 de ore și au fost escortate la CNA pentru audieri. Dacă vor fi găsiți vinovați, învinuiții riscă 8.000 de unități convenționale amendă sau pedeapsă maximă de 10 ani de pușcărie, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții până la 10 ani.
După modificarea legii, casele de pensionare a angajaților de forță, care sunt astăzi în subordonarea fiecărei structuri, urmează să fie preluată de Casa Națională de Asigurări. Aceasta i-a îngrijorat pe reprezentanții structurilor de forță pentru că mai multe dosare a persoanelor cu statut special, care sunt astăzi în arhivele MAI cât și SIS, ar putea fi desecretizate. În acest context se primește că cineva va avea un acces mult mai liber la aceste dosare. Deci, cred că cei care sunt de competență să verifice interesul acesta, care m-a deranjat pe mine ca specialist în domeniu, vreau zic că au să dea răspuns cine sunt, pentru cine și pentru cine se lucrează. Membrii de sindicat consideră că prim-ministrul a fost dezinformat, de aceea se vor implica în procesul de negociere cu autoritățile. Vom fi în cadrul dialogului social, cu partenerii sociali, atât la nivel național, de minister, de guvern și ministere, cât și în ansamblu, împreună cu colegii din Confederația Națională a Sindicatelor, să soluționăm aceste probleme pe cale pașnică, să ne ajungem la acțiuni de protest. Asta ne-o dorim. Pe 23 noiembrie curent, guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede preluarea de către Casa Națională de Asigurări Sociale a atribuțiilor de stabilire și plata pensiilor angajaților structurilor de forță. Pomul de Crăciun a fost adus din Ialoveni. Acesta are o înălțime de până la 17 metri și a crescut 37 de ani în curtea unor gospodari din localitatea Văsieni. Potrivit lui Eliferie Hăruță, șeful Asociației Spații Verzi, muncitorii astăzi și s-au deplasat la Văsieni pentru a defrișa bradul, ulterior au început să-l instaleze în piața Marea Dunării Naționale. Bradul a costat 15.000 de lei, totuși banii nu au fost achitați de primărie, ci de un agent economic care a hotărât să rămână în anonimat. Inaugurarea bradului urmează să aibă loc la data de 1 decembrie, ca și în anii precedenți. În metropolele lumii, Vinerea Neagră poate fi nu doar profitabilă, ci și periculoasă. Oameni din întreaga lume pur și simplu își pierd capul când au posibilitatea de a procura ceva la prețuri mici. Cozi imense sunt la intrarea în magazine, în vestiare și la case. Mulți dintre cumpărători își pierd umanitatea. Cazuri frecvente au fost înregistrate când s-a recurs la utilizarea cu spray lacrimogen, iar în anul 2009, într-unul dintre centrele comerciale, au fost și împușcături, după care două persoane și-au pierdut viața. Dormitul sub ușile magazinului este ceva firesc, ba chiar și o modalitate de afacere. Oamenii ocupă spațiu în primele rânduri ca ulterior să le vândă celor care doresc primii să intre în magazine. De câțiva ani și Republica Moldova a preluat obiceiurile acestei zile. Mult mai liniștit se desfășoară decât în orașele mari ale lumii. În premieră la noi în țară se desfășoară Vinerea Neagră și pentru industria auto. Noci șorne piatne se prăgeot să 8 часов утра, с 8 часов вечера до 8 часов утра. Соответственно, мы ждем покупателей, начиная с этого времени. В общей сложности скидка на весь модельный ряд 4 миллиона лей. Скидки от 30 тысяч лей до 480 tisici lei na razne modele. Pe parcursul zilei de astăzi, mai multe magazine din țară își așteaptă cumpărătorii cu reducerea atrăgătoare. În Europa уже давно проводится эта чёрная пятница, и надо для наших покупателей тоже делать какие-то почаще подарки от нашей фирмы. Поэтому и решили сделать тоже. Посмотрим, как будут в дальнейшем проводиться такие акции. Мы, конечно, за, потому что покупная способность для покупателей наших снизилась, и они более активнее приобретают со скидками. Totuși, mulți dintre moldoveni rămân sceptici față de aceste oferte, considerând că este doar un pretext al vânzătorilor pentru a-și crește vânzările. У нас везде обман. Ну мы в это верим. Мы хотим посмотреть, обманывают нас или нет. Один раз было. Времени нету. Идешь в любой обычный день, и цена может быть ниже, чем в чёрную пятницу. Depinde, la unele magazine este mai ieftin, dar la altele nu tare. Dar tu duci la aceste, la băcare sau nu? Nu mereu. Termenul Vinerea Neagră a apărut în anii 60, desemnând ziua de debut a cumpărătorilor pentru celebrarea sărbătorilor de iarnă. Adjectivul negru se referă la magazine care treceau în această perioadă de la roșu la negru în organizarea contabilă efectuată manual. În acest proces, contabilii marcau cu cerneală roșie pierderile pe care le aveau magazinele, iar cu negru profiturile înregistrate.